De câteva zile sunt în căutarea noului meu mouse, să spun așa. Vreau să-mi schimb mouse-ul și am început să fug, să umblu pe magazine, să-mi caut un mouse foarte, foarte interesant. Din păcate, nu am reușit să-mi găsesc nimic. Am văzut un videoclip zilele astea. Tema videoclipului era despre reciclare, să ne reciclăm lucrurile, să încercăm să folosim, să refolosim lucrurile pe care le avem deja. Zis și făcut, am spus de ce nu să îmi reciclez mouse-ul. Inițial m-am gândit cum vreau să arate și am reușit să îl decorez cu lucrurile pe care le aveam deja. Încă nu este gata, să încerc să vă arăt pașii pe care să-i faceți. Nu există nicio regulă la acest proiect. Fiecare poate să își redecoreze sau să își aranjeze mouse-ul exact așa cum vrea, cu ce are în casă. Singura chestie importantă, să spun așa, sau singurul lucru mai important, este lipiciul. Eu am folosit un lipici tulip, niște lipici de import, l-am luat de la un craft store. Sigur o să găsiți niște adezive, trebuie să găsiți niște adezive foarte, foarte rezistente, pentru că mouse-ul este foarte folosit. Cam așa arată mouse-ul meu, sper să vă placă. Mi-e place foarte mult. Abia aștept să văd cum va arăta la final și sper și voi să încercați acest proiect și să vedeți cum o să iasă până la urmă. Dacă aveți întrebări, aștept întrebările voastre și am să încerc să vă răspund la toate și sper să ne reciclăm cât mai mult și să ne reciclăm mouse-ul înainte să vă aruncăm pe cel vechi. Să încercăm să-i mai dăm o șansă și să ne punem imaginația, să ne dăm drumul la imaginație și să facem lucruri cât mai originale și diferite. Pentru că un mouse făcut sau personalizat, cu siguranță nu mai să mai vezi la altcineva sau nu o să mai aibă nimeni exact cum ai tu și cu cât mai original, cu cât mai diferit, cu cât mai crazy, cu atât mai bine, într-o lume atât de monotonă și identică trasă la Indigo. So, încercați și voi proiectul ăsta, sper să vă placă, dați drumul, dați bătaie. Bye bye! In the club, you say, why did you say, hon, you're breaking up on me? Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Kinda busy.